Red pillers have a really gross way of talking about dating in terms of sexual market value, but like, dating kind of is a marketplace, or at least you can analyze it like one. Pe tot parcursul vieții, ni se prezintă tot felul de lucruri pe care suntem rugați să le luăm ca atare. De exemplu, că dacă ai o facultate și muncești mult, o să poți să cumperi un Logan Stepway cu bani în jos, într-un timp rezonabil. Că adevărul e mereu undeva la mijloc, că Dark Souls e un joc super ușor și doar nu-l joci tu suficient de bine. Sau că Star Trek e SF-ul cel mai bun. De Star Trek nu te iei. Dar una din țepele cele mai mari e legată de relații și de ce ar trebui să fie și să facă bărbații și femeile în cadrul lor. Și țeapa asta o să o explorăm, de data asta, din perspectiva unui flăcău relativ obișnuit. Relațiile sunt constructul social de care te lovești cel mai devreme, mai exact înainte să te naști. Cei mai mulți dintre noi suntem, sper, produsul dragostei dintre doi oameni care pot să fie, dar nu neapărat, un bărbat și o femeie. Inițial, oamenii ăștia sunt tot universul nostru. Ne dau să mâncăm, se asigură că nu băgăm degetele în priză și că avem un început bun în efortul de 75 de ani care urmează și în care am fost implicați fără voia noastră. Când mai creștem puțin și lovim un alt copil cu un excavator de jucărie, observăm că și el la rândul lui are un cuplu care are grijă de el și acum cuplul lui țipă la cuplul tău despre educație și despre cum țara asta n-are nicio șansă dacă nu ne învățăm copiii să fie civilizați. Când părinții tăi trebuie să revină la capitalism, te lasă cu părinții lor, care la rândul lor te lasă la desene, ca ei să se poată uita liniștiți la culisele statului paralel cu Anca Alexandrescu. La desene te întâlnești cu primul tău model aspirațional, bărbatul bogat cu pectorali imenși, care e misterios și poartă o mască și părăsește în fiecare noapte conacul lui ca să rupă picioarele oamenilor cu probleme psihice. Tot acolo vedem cum Fred Flintstone întreține un copil și o femeie în afara ligii lui cu un job în construcții, cum Starfire reușește, prin insistență, să-l convingă pe Robin să nu mai fie indisponibil emoțional, cum Brock se dă fără nicio jenă la toate asistentele și polițistele pe care le întâlnește și cum cheia către succes, glorie și dreptate e să dai bine cu șutul. Când începem să ne uităm la filme, vedem cam același șablon, bărbați care salvează femei de la ananghie cu ajutorul violenței. Fantezia masculină primordială o vezi evident la Van Damme și la Stallone, dar și în Star Wars, în Avengers, James Bond și chiar și prin filmele romantice care teoretic sunt pentru femei. Nu la foarte mult timp după, începe să apară presiunea să-ți găsești și tu o duduie. Colegii tăi care dau mai bine cu șutul decât tine și poartă Jordan 1 high, nu mid ca toate sărăciile, încep să râdă de singurătatea ta. Familia ta începe să te întrebe când îți faci și tu o prietenă și vreo rubedenie poate chiar să spună orientarea sexuală sub semnul întrebării. Încerci să te refugiezi în muzică și să asculți o piesă de la masculul primordial, Chilafonic, dar și el la rândul lui vorbește despre experiențele lui cu de aici încolo totul e cu sex. Muzica de la radio e despre sex, muzica din underground e despre sex, serialele de pe HBO sunt cu sex, știrile mondene sunt despre cine a mai făcut sex cu cine, Instagram îți bagă sex pe feed, animeurile sunt și lista continuă surprinzător de mult. O să încep să remarci și cum bagabonții adevărați, ca și Imperiul Britanic, au un palmares impresionant de cuceriri. Dar în același timp, la fete treaba stă invers și valoarea lor ca femei e cu atât mai mare cu cât sunt mai selective cu bagabonții cu care se asociază. E posibil să te lovești și de oameni care zic că toată treaba asta nu e așa de importantă și să nu pui presiune pe tine, dar fie par puțin prea tocilar pentru standardele tale, fie par că nu au ei înșiși problema asta, ci că le e ușor să vorbească. Și într-un moment fatidic, cu tot ce ai învățat despre cum sunt bărbații adevărați și cum să te raportezi la femei și la cât de existențial de important e să-ți uzi carbasanul, intri pe Tinder unde ești refuzat de 100 de ori pe zi în fiecare zi. Povestea asta nu se întâmplă chiar tuturor, dar cui se întâmplă are două opțiuni. Prima opțiune este să confrunte sistemul ăsta cu terapie, răbdare și compasiune față de sine. Opțiunea a doua, pe care merg din ce în ce mai mulți bărbați, e una mai întunecată. Încep să vezi în femei un inamic. Găsești pe net tot felul de băieți dubioși care te pun să te întinzi pe jos în piața publică și să ții mâinile pe o bere rece ca mai apoi să le pui în spatele urechilor unei femei ca ea să se relaxeze și tu să o săruți. Găsești un psiholog și profesor universitar care crede neironic că femeile se dau cu ruj ca să arate că sunt disponibile pentru babardeală. Îl găsești și pe acest băiat care e campion mondial a dat cu șutul și care spune despre femei toate lucrurile oribile pe care începi și tu acum să le crezi. Și cu cât te adâncești mai mult în propriul noroi și intri pe niște forumuri dubioase și la limita legalității, începe să nu-ți mai fie rușine să te numești ceea ce ai devenit oricum, un incel. Incelii sunt, în linii mari, bărbați care sunt convinși că din motive fizice, sociale sau de soartă, le e imposibil să facă sex sau să aibă o relație. Pot la prima vedere să pară niște oameni frustrați și inofensivi și probabil că mulți dintre ei chiar sunt, dar incelismul a devenit cea mai nouă motivație teroristă. Ura incelilor pentru femei e atât de puternică, încât unii din ei devin criminali în serie. Atacul soldat cu 20 de victime al lui Elliot Rodger, care se autoproclama Gentlemanul Suprem, a inspirat multe alte incidente, printre care un atac cu o dubă în Toronto, în care Alec Minassian a omorât sau rănit 26 de oameni, sau cei 6 oameni omorâți în Plymouth cu un shotgun de Jack Davidson, amândoi fiind activi în comunitățile de inseli. Inselii, ca și restul bărbatosferei, sunt un fel de cult.
au proprii termeni și propriile teorii despre de ce sunt așa cum sunt, își oferă suport și validare și obiective comune. Și nu poți să nu te întrebi de ce tocmai acum a devenit problema asta atât de intensă, încât să determine oamenii să creeze comunități în jurul ei. Ei bine, inzelii sunt consecința extremă a unui fenomen social din ce în ce mai vizibil, anume singurătatea în rândul bărbaților. Inselii sunt de multe ori bărbați albi, relativ tineri, introvertiți și cu o viață care se petrece, în mare parte, în lobby-ul League of Legends, ceea ce îi face clienți perfecți pentru aplicațiile de dating. Tinder, Bumble și toți verii lor sunt metoda cea mai convenabilă pentru oamenii timizi și singuratici să-și găsească parteneri. Sunt o metodă așa convenabilă încât au devenit cea mai comună metodă de întâlnit oameni și formează o industrie care valorează 7,5 miliarde de dolari. Aplicațiile de dating sunt acuzate constant că promovează superficialitatea, au vibe de păcănele, creează o cultură strict vizuală în jurul datingului și transformă datingul într-o piață. Ceea ce e absolut și complet adevărat. Dar să zici că Tinder a transformat datingul într-o piață, e ca și cum ai zice că EMAG a inventat capitalismul. Și asta pentru că datingul, în varianta lui tradițională, a fost dintotdeauna, într-un fel, un sistem economic. Toate lucrurile pe care le-am menționat înainte de discuția despre inceli sunt practic ceea ce trebuie să aibă un bărbat ca să aibă valoare cât mai mare pe piață. Să fie puternic, să aibă tupeu, să ia dreptatea în propriile mâini, să fie carismatic, să aibă disponibilități materiale, să fie un protector și să pună pâine pe masă, dar și să fie înalt, să aibă părul într-un fel și tot așa. Și femeile la rândul lor au un set de valori pe care trebuie să le bifeze, valori care sunt în principiu opuse celor masculine. Cel mai important în definirea pieței de dating și în același timp cea mai mare tensiune a ei e câți parteneri ar trebui în mod ideal să aibă fiecare gen, adică mulți pentru bărbați și puțini pentru femei. Femeile trebuie să fie selective ca să nu fie considerate ușoare, deci vor trebui să aleagă după niște criterii. Bărbații care trebuie să scoreze cât mai mult sunt obligați de circumstanțele astea să încerce să se facă cât mai dezirabili ca să aibă cât mai multe șanse să dea acolo. Treaba asta funcționează cel mai bine într-un sat în care sunt 5 bărbați și 5 femei la vârsta de măritiși. Funcționează destul de în regulă și într-o societate fără internet, în care ai de ales între oameni de la bloc, de la școală și de la cooperativa agricolă. Într-o societate care are Tinder, tot sistemul se prăbușește. Dacă înainte femeile erau selective pentru că așa trebuia, acum sunt selective pentru că nu au cum altfel. În condițiile în care bărbații au tendința să dea swipe dreapta mult mai generos și deci foarte mulți bărbați sunt potențiale match-uri, în mod natural, pentru că oricum de atât au fizic timp, femeile o să-i aleagă pe cei mai mișto. Același lucru se aplică, de exemplu, și pe Instagram. În condițiile în care o groază de pețitori îți arunecă mesajele private zi de zi, nu ai cum fizic să nu refuzi o mare parte din ei din start și să-ți orientezi atenția către cei cu mai mult potențial. În economie, chestia asta se numește oligopol. Aceeași ofertă, adică femeile, au acces la o cerere mult mai largă și pot să crească prețul, care ar însemna, în contextul ăsta, cât de mișto e hândrălăul. Și în condițiile în care cererea e inelastică, adică bărbații nu sunt la fel de selectivi, logic vorbind, băieții introverți, ciudăței, scunzi, convențional neatractivi și cronic online, nu se vor ridica la standardul pieței. Problema cu a formula genul ăsta de idee e că datingul în general e foarte subiectiv și nu ai date foarte concrete despre nimic. Experiențele oamenilor cu datingul și interpretările acestor experiențe variază în funcție de ce crede fiecare despre subiect în general, despre sine și despre ceilalți. Dar probabil singura experiență pe care a trăit-o toată lumea pe Tinder și pe care aplicația e și construită să ți-o provoace e iluzia că mereu poți să găsești pe cineva mai mișto. E iluzia care stă la baza mercantilismului din datingul online și care avantajează disproporționat oamenii frumoși, extroverți și cu card de volut negru și dezavantajează genul de oameni care ajung să devină inceli. La bază, experiența inselilor cu datingul e similară cu experiența tuturor de a cumpăra un Logan Stepway cu banii jos. Li se zice ce trebuie să facă ca să obțină acest lucru prețios, ei depun niște eforturi, ajung la concluzia că nu au fizic cum să ajungă la ceea ce își doresc și își dau seama că toată promisiunea a fost de fapt o țeapă. De asta, în mod profund ironic, în mintea lor, inselii sunt echivalentul din dating al socialiștilor. Inselii vorbesc constant despre dezavantaje din naștere și gagici subvenționate de stat. Sunt oameni care simt că sistemul e nedrept și că e măsluit împotriva lor. Sunt oameni cărora li s-au oferit modele care nu se potrivesc pentru ei și cărora li s-a dat de înțeles că să faci mult sex e ceva ce trebuie să bifezi ca să fii adecvat în societate. Marea greșeală a inselilor e că ideologia lor e bazată în invidie și nu în dorința de schimbare și că divinizează oameni care dau bine cu șutul în loc să găsească un nou set de valori care să nu-i transforme în teroriști. Fiindcă problema de bază a inselilor, dar și a relațiilor în general, sunt tocmai ideile de bărbați alfa, body count, manipulare de pick-up artist și tot felul de alte lucruri care te fac să uiți că vorbești, până la urmă, cu și despre oameni. O credință personală de-a mea și pe care o bag de multe ori în videouri e că nimeni nu se naște un monstru. Și dacă nu putem să empatizăm cu oameni care nu empatizează cu noi, ceea ce, ok, poate ar trebui măcar să fie recunoscători că nu suntem în locul lor. Să ne amintim că lumea încă e un loc care ne pune arbitrar în categorii și că noi am avut norocul să fim într-o categorie bună. Și poate din recunoștința asta o să putem să facem lucrurile să se miște încet încet, spre versiune în care putem să fim toți fericiți, validați și, bineînțeles, iubiți.